Pe Marcel Răducanu mi-a făcut cele mai grele clipe din viața mea de jucător. Așa, de ce? A fost, cum să zic eu, eram speriat. Da. De multe ori eram speriat că, după jocuri, da. Dar în același timp îl admiram ce putea să inventeze Marcel Răducanu în teren. Niciodată n-am reușit să -l... Pe ceilalți poate, că am mai găsit antidotul, să spun. Că învățasem unele mișcări, le anticipam, le ghiceam. La Marcel n-am reușit niciodată. Mi-a făcut, cred că din cauza lui, mi-a căzut și firele de păr din cap, că am rămas un pic mai chel așa. Unii spun că Dobrin a fost foarte tehnic, dar că Marcel Răducanu a fost un driblor și mai bun decât Dobrin. Întru totul de acord cu cei care au spus acest lucru. Wow, și mai rapid. Și mai rapid decât Dobrin. Și mai rapid. Pentru că Dobrin și el a fost un mare jucător. O să ajungem și la el. Nu intrați la el. Nu începeți să povestiți despre el, că o să ajungem și la Dobrin. Divul deja din listă. Dar cum, mai țineți minte vreo anecdotă, ceva de pe teren cu Marcel Răducanu? Nu, că nu mi-ar da de nicio anecdotă sau de amintire, că eram tot timpul, cum să zice, al doilea sau, eu știu, îi vedeam numai numărul de pe spate.